5 victime ale accidentului au fost internate la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria, iar alte 9 au fost transportate către spitalele din capitală cu ambulanțe și elicoptere. Sunt echilibrați hemodinamic, 3 dintre dumnealor se vor externa chiar astăzi. Un singur pacient rămâne sub supraveghere medicală, însă starea dumnealui este bună, având un hematom, deci rămâne numai pentru supraveghere medicală. Cauza probabilă a accidentului ar fi o defecțiune a tirului. Conducătorilor auto le-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Nu s-au constatat nereguli cu privire la transportul pe care l-aveau cele două autovehicule. Cercetările continuă, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.